Valentina Ursu, Vocea Basarabiei. Suntem în vizită aici la Zubrești, o localitate din Raionul Strășeni, și discutăm cu sătenii despre prezentul și viitorul satului, statului, cum se trăiește în Republica Moldova astăzi. Primăție se trăiește bine cu pornirea guvernării, care a fost până la actual, nu știu cum a fi mai departe. Deci eu am muncit 20 de ani în Europa. Unde ați fost? În toată Europa. Deci mi-a fost șofer de tir. Și tare diferență mare de Europa și de noi. Dar cred că în viitor poate ne uni și va fi traiul ca și la dânsii. Nu cum, deci cum la noi. Ce vedem noi aici în Zubrești? Vedem foarte multe case pustiite. Asta înseamnă că o bună parte din cetățenii de aici sunt plecați peste hotare. De ce au plecat? Plecat de nevoie, după un ban, să crede să pui copiii la cale, să poată să obții o profesie copiii, ca să fie un viitor pentru ei. Și de asta și-au plecat. Deci asta am fost și eu. Pus ca să plec, ca să învăț copiii. Dar copiii dumneavoastră unde sunt? Au fost în Statele Unite, băietul e acolo, dar fata e acasă, s-a întors înapoi. Ați mers peste ocean la băiat? Nu am fost, acum unde să ne ducem. Dar el vine deseori aici în Moldova? Vine, da, vine fiecare an. Dar credeți că pentru totdeauna ar putea să revină? Nu cred, de grabă următorii ani care sunt, cred că nu va veni asta. Dar oricum vine, ne vizitează. Acum vreau să plecăm și noi, să obținem viză, poate săptămâna viitoare suntem astea și... Deci case sunt părăsete, dar oricum sunt case care construiesc, case frumoase, care oamenii dau stărința să trăiască o viață inteligentă. Deci cum se trăiește și în Europa, cum se trăiește la oraș. Dar de cine depinde totuși viața bună în Republica Moldova? Cine poate aduce prosperitate? Depinde tot de noi. Deci numai de noi, nu depinde de... Și depinde și de guvernarea care guvernează. Dar apropo, de la guvernul Recean, ce așteptări aveți? Deci eu nu știu pe asta îmi spic, din care partea de stânga, de dreapta, acum am înțeles că a fost un partid lufelat până acum, nu știu cum așa mai departe, dar eu sper ca el să intre în guvernare, dar să nu schimbi cabinetul de ministri, dacă se poate asta, să facă să rămâie ăștia ministri care sunt, ca să duc până la capăt mandatul ăsta. După asta și ar fi cum alege în viitor, deci și fi. Dar guvernul, ce priorități trebuie să aibă? Iată, în agenda de lucru, ce probleme trebuie prioritar să fie soluționate? Guvernul trebuie să tânude popor, în primul rând. Dacă n-ar fi sătâneri, de ce nu poate să facă atâtea lucruri care le cerem noi, deci cere populația. Deci ar fi probleme cu războiul ăsta. Pe timp a fost șantajat cu gazul, cu lumina, și cu asta, și cu motorina, și toate astea. Pe tot timpul ăsta a fost șantaj din partea Rusiei. Deci tot timpul ăsta a fost. Dar dumneavoastră, vă este clar astăzi ce și-ar dori Federația Rusă de la Republica Moldova? Federația Rusă dorește la Republica Moldova să fim sclavi, cum am fost 40 de ani de zile. Sclavi adevărat. Să muncea zi și noapte în câmp și tot și se producea pieții încărca la stație, la Bucovă și tot pleca în Rusia. După ei vindeau, făceau armament, făceau bombe, tot care acum bombe să le dau vostru de ei la noi, în Ucraina și așa mai departe. Deci asta. Deci asta e vorbi. Și nu știu dacă vom scapa asta, cum ar fi asta, tot depinde de Ucraina. Dacă Ucraina va învinge acest război, atunci scăpăm și noi de ei. Dar v-a fost clar vă este clar de ce s-a pornit acest război? E clar ca bună ziua ce nu. Al Federației Rusie în Ucraina. Ce și-a pus în minte domnul Putin atunci când a pornit această agresiune? Eu s-a pus în minte și că se întoarcă înapoi toate țările care au fost a Rusiei, cum a fost, URSS, cum se mai zice. Și să pună mâna pe oameni să lucreze, să-i duc pe ei și bogați, să-i duc în Sibiria, ăștia să rămâi care aveau patru plasă și niște bețevani, i-au pus la conducere atunci și au ajuns unde au ajuns. Deci când am ajuns să trăim bine, s-au întâmplat și s-au întâmplat. S-au disfrămat Rusia și asta mai departe. Acum, noi n-am avut în sat, 80 de ani n-am avut drum până în Raionul Strășeni. Vă dați seama. De acum avem drum. Poți parcurge cu o mașină, te duci să vii liber, duci la serviciu, vii la serviciu, te simți că ești în Europa. Apoi canalizarea de mânsat se face. Deci. Dar persoane nostalgice după timpurile de altă dată mai sunt multe? Încă mai sunt. Și
trăiesc cu nostalgia? Cu nostalgia ca să vii Putin și să-i dea mare sarea, tot cum ăsta. Dar ce le spuneți dumneavoastră, iată, acestor semeni ai dumneavoastră? Deci aceștia, mă, este o gașcă încă la noi în Moldova care țin mână de la mână să ții așa comunismul cum a fost. Deci comunismul nici într-o țară nu a adus asta. Deci eu cât lucrurile, cât am lucrat în Europa, deci am fost pe toate țările Europei, mă întâlneam și cu chinezi, și cu japonezi, cu tot felul de oameni. Și deci munceau la construcții, munceau asta. Și întrebam, băi, dar pe la voi China, țara dezvoltată, la voi în Japonia. Și Japonia, dacă Japonia, da. Și aici am venit cu învățătura și au rămas cu lucruri. Dar chinezii, la nici deci în țară, că e comunist, salariul e $100 pe lună. Deci ei nu au salariu, deci cum au fost noi comuniștii, așa trăiește China la ora actuală. Asta ce spune la televizor, că asta tot e făcut. Deci eu am văzut cu ochii mei, deci ce s-a stat. Dar dumneavoastră, vă este clar opoziția din Republica Moldova, ce-și dorește acum? Opoziția dorește ca să întoarcă înapoi cum a fost comunismul. Dar asta ar însemna că cetățeanul trebuie să sprijine ceea ce e mintea celor care sunt în opoziție. Deci da, dar lumea multă nu înțelege. Deci se vinde pe 200 de lei, se vinde și se duce să doarme în palată sau ăsta ce grele. Aici oameni care nu au avut niciodată, nu au avut nici casa anătată, nu au avut nici copii învățați, nu au avut. Eu așa nu m-a făcut din ăsta felul. În legătură cu asta, noi nu ne putem dezvolta mai repede cât trebuie. Oricine este la conducere, mai sunt de ăștia care corupți. Corupți cu bani, cumpără tot ce fac. Deci prima mea întrebare cu Platon. Platon a furat, cum spun, atâtea milioane de dolari i-a spălat pe băncile noastre. Cum a putut stoi în oglu să-l scoate din pușcărie? Asta nu pot înțelege. Nicu așa spun că e vinovat, că atât a spălat, Stoianoglu s-a făcut din pușcărie. Și nu poate să verifici. Pentru asta ceva ce a făcut Stoianoglu, el a luat minim $1 million, mită. Așa credeți dumneavoastră? Așa crede toată lumea. Acest poate verificat când banii pe contul Platon au dispărut, milionul acela, unde au apărut. Fiindcă Platon, când mergea alegeri, când a fost alegeri la Parlament, el a întrebat asta, Maria Cobza, jurnalista asta. Dumneavoastră, ce bani mei? Cam 6 de milioane de dolari. De unde poți să ai așa bani mei? Dar așa bani poți să ai venit nimic pământ. Ăștia bani numai furați. Furați de piscinarea cetățenilor. Așteptați succese în lupta cu corupția? Lupta cu corupția e tare greu. Fiindcă eu mă uit la tot interviul care mă la televizor cu toți jurnaliștii. Când l-au pe domnul Petic l-au arestat. O știu tăți și procurorii, și judecătorii, și comisarii de poliție. O știu că el nu e vinovat cu nimic. Cum putea împotriva lui să facă asta dosari, să-l judece, să-l vână în pușcărie? După asta, la Ungheni, comisarul de poliție e cel care a pus lui cartușele. Cum poate asta să fie? E o manieră. Procurorii la Urhie, care a dus lui Șertința, deci cine până la condamnat de acești procurori? Eu știut, dacă nu ești dovadă până la cap, cum poți să dai tu 4 ani de pușcărie jumătate? Dar credeți că va fi grea această reformă în justiție să fie făcută? Eu cred că până acum, uite, 2 ani de zile au trecut, nu se vede nimic. Deci nu se vede nicio... Unde credeți că e piedica sau... Piedica e numai în justiție. Deci acești procurori care au gașca asta lui alu Dodon și alu Plahadiu și asta o servitul, a ăștia sunt la conducere, sunt să găsească în justiție. Deci ăștia oameni nu trebuie să găsească acolo deloc. Deci ei știu și ei știu tare de bine ce au făcut ei pentru asta. Deci un om care fură o găină a 3 zile la pușcărie. Celălalt vrea să pui la pușcărie să desfacă partidul, deci nici jumătate de an a fost și judecat. Dar aici acum ani întregi, niciun dosar nu-i dus până la capăt. Deci nu se știu. Și lumea crede, lumea pierde încrederea. Dar dumneavoastră în cine aveți încredere azi, din clasa politică? Din clasa politică noi toți am avut încredere în partidul PAS, cu maestranul Breună. Mai departe, nu știu că mă sfidăm cu premierul ministru care este, dar eu am a mie propunere. Dacă schimbă guvernul acum, lasă puneți din alt, lasă pui din partidul da. Este domnul Reniță, este domnul Slusar. Sunt mai mulți politicieni.
este domnul Grigor, jurist. Domnul Grigor acum conduce Partidul Schimbării. Da. Domnul Slusar acum e în fruntea forții agriculturii, fermierilor. Da. Domnul Grigor trebuie să-l aleagă procurorul general. Unul care va face în justiție regulă. Deci el știe tot. Eu când vorbește la televizor, cum vorbește, spune. Și Moldova de peste 10 ani, cum ați vrea să arate? Dacă a să mute noi corupția, deci va fi tot în justiție făcută trecului, deci Moldova s-a mișcat mai repede înspre Europa. Deci nu unii ne-a să ne Europa cu așa corupție și cu așa... Deci ce se petrece. Dar relațiile cu Federația Rusă, cum ar trebui să se dezvolte? Relația cu Federația Rusă va să se dezvolte atunci când ne-a trebuit să vii și ei vin, vii și ei îl vin. Nu și-l duc eu acolo. Îi trebuie la zvârșie, îi trebuie mergi și ei. Nu trebuie să ducem noi acolo asta. Deci noi avem unii duce vinurile, avem unii duce, deci de mă avem noi roade asta să ducem. Asta prostul e la ei șantaj. Dacă nu ai să duci, unii să duci mierile, avem unii duce mierile. Și întotdeauna nu trebuie să te alivezi din ieri. Să mâneam în grâni, facem porumb, grâu. Acum este tehnică, este tehnică modernă, că nu trebuie să lucrează oamenii, lucrează tehnica. Uite, Ucraina cum trăiești, vând în toată Africa și vând pâine, tot asta. Nu vând miere. Lumea trăiește. Și la ei, Ucraina era economia tare puternică. Față de noi, față de Rusia, era dezvoltată. Dar guvernul grecian ar trebui să aibă ca prioritate și rezolvarea problemei transnistrene. Numai decât. Dacă nu rezolvă transnistrene, noi nu vom putea lipi de Europa. Eu cred că Europa nu ar trebui să ne iei pe noi. Să ne unească pe noi cu ei, dacă trăsintea să rămână. Atunci trăsintea aici rămâne sclavul rusesc. Și vă dați seama, dacă rămâne armata, deci acolo, la Colbasna, și spre ce mai departe. Deci aici să se întrebări, numai asta trebuie neapărat. Dar va fi ușor de găsit o soluție pentru problema transnistrene? Numai ajutorul Ucrainei. Dacă Ucraina înfrânză, atunci ei ăștia tăți, împreună cu Dodon, ăștia tăți fugă în Rusia. Dacă o putea fugi încă. Deci nu mai rămâne nimeni, deci, nu se mai aude de Partidul Comunist. Nu s-ar auzi deci asta, numai dacă am frânge războiul Ucraina. Am frânge? L-am frânge, dar dacă nu, atunci ne așteaptă problemele astea, deci în viitor. Deci oricum, cam 50%, eu cred că undeva au tăți pașaport români, deci tineretul tăți sunt plecați, deci care mai sunt, mai pleacă și ei, deci ce rămân, numai cei care vor să iei comandă, dar să nu lucreze, știi, că cum au fost înainte, cum au fost părinții, adică Nicolae și ăsta Buniei. Ce vă doriți cel mai mult acum? Eu doresc și regulă în justiție și regulă în poliție. Uitați-vă, eu de când sunt la pensie, lucrez la o stație pe acolo, de așa, în Strășeni. În fiecare seară, 3-4 mașini de poliție vin pensate noaptea, la ora 2 de noapte, 3 de noapte, îmblă să prindă pești caribeți. Și îmblă numai după bani. Umblă ca să cineva să le pedepsească. Pe unul îl pedepsește, dar pe 10 nu îi pedepsește. Deci iau o mită și merg înainte cu viața. Și duc banii mai departe la comisar, duc banii... Și așa merge pe-n sus. Deci nu s-o schimbă. Aici nu s-o schimbă. Ce întrebare am eu? Deci eu lucrând în Europa am întâlnit așa caz. Deci fiecare șofer, deci îmi permis, sunt 4 categorii. Deci este motocicletă, ț, b și e. Deci ăsta. Și dacă eu am servit un par de vin, și sunt la volan cu mașina mică, mi-a mis e permisul pe mașină mică. Deci a doua zi pot să mă duc cu mașina mare, să plec la lucru ca să țin între familie, deci eu să fac bani. Și firma nu are pierdere pentru că mașina se duce în lucru. Dar la noi cum? Noi vinem spre Europa, dar din Europa nu am luat nimic asta. Deci dacă am servit un par de mine sau de altul, eu la permisul, de altă, nu mai pot pleca la muncă, nu are permis. De atât trebuie făcut. Băi, aici aici 4 puncte, făcute așa. Ies cu mașină mare, îți luăm mașină mare. O să lucrez pe mașină mică, deci tu sunteți în familie. De la duci bani în buget, lasă duci. La noi nu, ți-o luat permisul, gata, tu n-ai voie să lucrezi asta. Dacă le dai bani, nu ți-le-a permis. Depinde cum și cum asta. Asta e prima prostie. Și atâta poliție la noi. Și nu ți-le atâta poliție. Măi, și când se întâmplă ceva cu accident, îi sun și întreabă, dar ce este ceva grav? Nu, așteptați ca să venim. Atunci ei nu vin. Înțelegi cum se trece treaba asta? Și nu pot eu înțelege, uite, multe chestii care nu se rezolvă, uite, tot în legătură cu asta. Unde nu te duce? Deci, de exemplu, uite, ai cumpărat o bucată de pământ, ca să te duci să pui la asta,
îți pune fiecare bucată de pământ, câte 10 soci aparte, ca tu să faci 10 titluri. Păi dacă am luat pământ și tot la un loc, fă-mi un titlu, sau fă-mi un 200 de lei, te spătești fiecare titlu aparte. Care om mai vrea să ne cumpere să mă iei pământ, sau să mă iei cotă sau lucrețe? Oamenii lilihamte cu asta. Deci eu când am făcut atât, am făcut între primii, când am luat pământul, și am făcut. Acum când îmi spun oamenii, măi, fiecare bucățică de pământ să o pune aparte. Păi nu se poate să fie așa, deci îți bani luați din oameni. Oamenii nu, nici n-au așa resursă ca să poată să facă asta. Sunt multe probleme, Teresa. Multe probleme. Prima problemă are, aud tot timpul la televizor, când trebuie finanțată agricultura, când nu îi se dă bani. Domnul unul, îți contrăieți un lider, care e lider, și bogăția are el. El are avere de milioane, liderul acela. Care, ce ajutoți mai de lui? Ce ajutoți de ei, că au așa mașini, așa apartamente, așa casă au făcut ei? Deci, pe schinarea oamenilor. Nu îi contrăieți nimeni, el se dă ajutor. Pe ce se dă ajutor? Oricum, oamenii se dau, nu au plouat, nu s-au făcut pânea. Dar a fost anul trecut a fost 8 ani de grâu la hectare au fost, pe unii locuri. Și răsărit tot așa. Deci atunci eu am bucățit, băi, n-ai anul ăsta, dar dă la oameni cât scovine acolo, aveți contract făcut, îi dai 400 de kg la hectar. Dai 400 de kg, nu s-au făcut. Tu am trecut, te-ai luat 800, tu ai luat în. Deci asta tu ți-ai măsut, nu controle. A doua întrebare, toate fabrici de vin la noi în Moldova, îți luate de ruși. Soate de ruși, când ajungi toamna să dai sugurii, eu spun, dar eu nu primesc suguri la nevoastră, că n-aveți contract, eu nu-mi place poama asta. Eu nu primesc la nimeni, aduc vagoane cu zahăr, cu apă, fac mii de toane de vin, nimeni nu controlează. Bă, este vinul din vamă, de unde este vinul, de ce comună, de unde asta? Nimeni nu verifică. De atâta și lumea la sate o duce greu. Mă, asta, vreau să-mi, eu scoate 100 de toane de vin, dar primește 50 toane de poamă. De unde a apărut tot vinul ăla în fărbice de vin? Păi asta nici nu-ți plătește, nu-ți plătește. Acum este și vin de calitate, multe fabrici produc vin bun și foarte bun și au piață de desfacere și este vândut și e vândut și aduce profit și în bugetul statului. Nu, acum eu nu zic, dar sunt multe fărbici care nu sunt controlate în asta. Fărbicii le-au privatizat, le-au privatizat, cum se mai zicea, nimeni nu știe cui plătește, ce plătește, mai scurt, încă e haos haosului. Deci eu, chiar la noi în raion, sunt 4 uzine, nu se știe până la ziua de azi, a cui sunt uzinele celea? Nu știe nimeni a cui e uzină, chiar loc tare, alt cu tare. Avem la Cantemir, mă se trage gaz. Vă las pesimist sau optimist? Eu sunt optimist și trebuie. Dacă trag gaz, unde se duce gazul? Acum cine trage gazul? Avem portul la Giurgiulești. Acum este portul acela. De cine e privatizat? De cine e cumpărat? Băi, portul aduce mari bani în țară. Asta e cel mai mare, cel mai venit. La portul vin bani în buget. Tot e privatizat, e privatizat, nu știu. Guvernul are de lucru, așa Guvernul are de lucru, dar nu știu câtea guvernul va face pe asta. Și deci, cum vă zice cu cine am vorbit? Pe Gheorghe Mogâldea. Mulțumim pentru discuție, o zi frumoasă în continuare. Mulțumim de asemenea că a venit la noi în sat și să-ți luat interviu, cât de puțin încerc să-ți dau.